Fitstart. Mai gustos, mai sănătos. Este frumoasă foc, carismatică și talentată, iar fiecare apariție a sa se transformă într-un adevărat show. Diana Rotaru este invitata mea de astăzi. Diana, salut și bine ai venit! Salutare! N-ai spus prea puțin? Urmează să aflăm mai multe din interviu. Dacă o să spun eu de la început, oamenii nu o să se uite la noi mai departe. Vai de mine, ca să dăm așa câte o linguriță de miere, nu chiar tot borcanul, exact, așa vrei să ai zici. Înțeles. Nu pot să nu remarc că areți impecabil și ai un bronz. Mulțumesc. După părerea mea proaspăt, ai fost într-o vacanță și eu nu cunosc? Da, am fost într-o oază foarte frumoasă care se numește Solar. Să știi ce bine mă simt acolo, deci atunci când este frig de obicei, vezi cum sunt iernile noastre, nu mai sunt ca pe timpuri foarte și foarte reci. Dar când este frig, eu mă încălzesc la solar, 8 minuțele, să vezi cum mă încarc cu energie, pentru că totuși doza de vitamina D o luăm și de acolo. Credeam că ai venit din Maldive, nu știu. Nu am fost în Maldive, nu am fost în Dubai, nu am fost în alte țări exotice, pentru că nu am bani. Dar planifici? Planific să am bani mai mulți. Ador în simțul tău al umorului, dar... Tu știi că eu am venit să ne simțim bine, nu neapărat să plângem și să vorbim cât de tristă este viața. Pentru că eu sunt o femeie care întotdeauna a știut să-și facă din zi o sărbătoare. De acord. Și să trecem la un subiect de actualitate, zic eu, Eurovizionul. Tu ai avut un scop și la ai, de fapt, să ne reprezinți țara la Eurovision și ai participat și în acest an la selecția națională, dar nu a fost să fie. Cum te simți? Te-a dezamăgit acest lucru sau, dimpotrivă, ai devenit mai fermă în scopurile tale? Vei continua și în alți ani să-ți încerci puterile la acest concurs muzical? De obicei particip ca să ies din zona mea de confort. Eu dacă nu fac ceva... Tu ai zona de confort? Am zona mea de confort acasă. Foarte bine mă simt acasă, să știi acolo unde sunt în liniștea mea și unde sunt cu ai mei. Ce ține de scenă, ce ține de televiziune sau alte ieșiri ale mele, ies din zona de confort. În primul rând, ies din zona de confort pentru că ies machiată, nu mai ies naturală, da? Și asta deja implică foarte mult efort pentru mine. A doua fază ar fi deja cu ținutele. Sunt foarte nehotărâtă ce pun pe mine, pentru că am o garderobă imensă. Am o colecție de pantofi, de genți, de toate culorile, de toate felurile. Și de obicei taică-meu îmi zicea: păi, nu-i mai bine să ai 2-3 perechi de pantaloni și le porți până le uzezi, după care îți cumperi altele? Zic: tata, eu nu sunt așa. Eu sunt femeie, mie îmi place să am paleta de culori în garderoba mea. Asta este al doilea pas care mă scoate din zona de confort și care mă stresează efectiv, pentru că trebuie să asortez pantoful cu bluza, cămașa cu geanta și tot așa mai departe. Așa cum s-a întâmplat și astăzi, după cum se vede. Dar te ajută cineva? Ai un stilist personal? A fost stilista la mine acasă și am făcut curat în garderobă. M-a ajutat să combin mai ușor lucrurile și să scap de cele vechi sau de cele pe care nu le purtam sau le-am cumpărat și nu le-am purtat niciodată. Pur și simplu le-am dăruit. Cele vechi le donez, iar cele noi pe care le-am cumpărat și nu le port, le dăruiesc. Al treilea pas de a ieși din zona mea de confort este deja să urc la volan. Pentru mine, iarăși, este mai bine cu șofer, dacă sincer. Pentru că dacă vezi tu, s-a aglomerat atât de tare traficul și când te grăbești la tine, am întârziat un pic, dar asta e doar din cauza faptului că traficul pur și simplu este foarte agitat. Nu ai cum să fii calmă la volan, să fii zen, să asculți muzică și să ajungi la destinație fără ca să întârzi. Nu se întâmplă asta de obicei, dar la volan este destul de agitat. Planificam altfel să discutăm la început, dar dacă ai spus despre șofat și toate astea, nu ai prins în trafic fraze gen: uite blonda asta la volan, sau unde vrei să mergi, ceva de genul ăsta? Pentru că bărbații de la noi mai aruncă așa fraze în adresa femeilor. Vreau să spun că din punctul ăsta de vedere sunt chiar o norocoasă, pentru că de fiecare dată când greșesc sau mi se întâmplă ceva sau sunt observată la volan de către cineva, întotdeauna
Salut! Te recunosc! Da. Și este foarte plăcut acest lucru, pentru că oamenii, oarecum, chiar dacă este această agitație, găsesc timp pentru a-ți oferi un strop de bucurie, un strop de atenție. Și asta fac și eu. Întotdeauna răspund nu doar comentariilor când le primesc sau complimentelor, dar și real răspund oamenilor și sunt foarte receptivă. Poliția, de asemenea, sunt fanii tăi? Poliția sunt cea mai bună prietenă. Da, sunt prietenă pentru că așa e bine să fie. Cum te-ai împrietenit? Gen, nu mai ai amenzi? Ești o șoferiță exemplară? Nu, sunt atent, adică din punctul ăsta de vedere trebuie să fiu atentă, o șoferiță care... Știi când să scazi din viteză la momentul necesar? Cu regulamentul ăsta în trafic trebuie să respecte, da, toate regulile de circulație. Îmi mai scapă uneori ce ține de parcare. Ai văzut și tu, e atât de complicat să găsești un loc de parcare. Dar, ce fac eu? Parchez mașina undeva la 2-3 cartiere și merg pe jos. Am 2-3 perechi de încălțăminte la mine în mașină, o pereche de ghetuțe, o pereche de ugi și atunci încalț ce este mai comod pentru sezonul respectiv, o pereche de sandale. Mă încalț și merg pe jos. E atât de comod și atât de plăcut, pur și simplu. Nu tot timpul să fii la volan. Eu încerc să evit toată agitația asta. Ai ajuns la această concluzie după scandalul acela din presă, când ai fost vânată de activiștii civici Dar care... Dar văd că știi tot! Evident, m-am documentat. Pe mine de obicei mă vânează bărbații. Ce să fac? Așa m-am născut eu. Chiar și atunci când nu parchez în regulamentar. Mereu sunt vânată. Nu este problema mea, de fapt. Ai învățat lecția aceea, ori din potriva, ai zis că, uite... Nu, n-am învățat eu lecția. El și-a învățat lecția? El și-a învățat lecția, da. Eu am învățat că nu trebuie să mă grăbesc. De obicei, lucrurile se întâmplă atât de rapid. Mereu suntem grăbiți, mereu vrem să reușim, că asta s-a întâmplat din cauza că am parcat neregulamentar, pentru că mă grăbeam să dau un interviu. Și am zis că lasă, poate nu o să vadă nimeni. Și când col a văzut toată țara ce a făcut Diana Rotaru și unde a parcat. La noi ai parcat ok. Păi voi aveți parcare dragă, alții nu au. Voi sunteți, înțelegi, VIP? Așa și este, avem toate condițiile pentru invitații noștri. De-aia am venit, că aveți parcare. De altfel nu veneai. Altfel nu veneam ca să nu am probleme. Să nu te vâneze și la noi. Da. Diana, hai să revenim la subiectele noastre de discuție, căci sunt multe. Vreau să discutăm și despre acea etapă din viața ta când încă nu erai cunoscută în trafic, când încă nu aveai un nume, nu participai la Eurovision și nici nu te gândeai probabil, la copilărie. Cum a fost această etapă din viața ta? Ai avut o copilărie frumoasă? A fost o copilărie foarte frumoasă și, ca să revenim la subiectul Eurovisionului, nu mă visam în copilărie să particip la Eurovision. Nici artist nu te visai? Mă visam, dar nu la Eurovision. Nu știam că există așa concurs de tale internațională. Asta am descoperit mai târziu și îți spuneam mai devreme că atunci când mă pregăteam să merg la Eurovision și ieșeam din zona mea de confort, scopul meu nu a fost să câștig sau să reprezint țara, a ieșit să ies din zona de confort. Iar fiind copil, la fel îmi plăcea să ies din zona de confort și să impresionez oamenii. Și cum o făceai? Păi eu făceam, urcam pe masă, urcam pe scaun, urcam peste tot, ca o căpriță adevărată, ca să demonstrez că, uite, sunt aici. Și întotdeauna recitam poezii, întotdeauna cântam. Deci părinții mei, eu am avut mentorii mei, mi-au fost părinții mei, care întotdeauna mi-au fost alături și m-au încurajat, m-au împins așa de pe la spate, du-te înainte, hai, du-te înainte, mergi cu încredere că totul o să fie bine. Atât mama cât și tata. Deci mentorii mei au fost părinții mei și sunt foarte fericită că îi am alături. Dar nu au fost severi cu tine în copilărie? Au fost, în anumite momente, evident, când nu spălam vesela sau când întârziam pentru că tata îmi spunea să fii la ora 9 acasă și eu veneam la 11... ca o fată rebelă și neascultătoare, așa cum suntem toate, mici. Dar severitatea este foarte utilă și foarte bună. Eu văd chiar și în atitudinea mea față de nepoțelul meu, că dacă nu sunt un pic severă, eu îl iubesc la nebunie. Dar dacă nu sunt un pic severă, nu ascultă. Și cum un pic i-ai spus că, uite, dragă, nu fă așa, că nu faci bine? Se uită așa mirat, Nana, este mai atent. Vocea mai stridentă și severitatea unui părinte îl face pe copil să-l respecte.
Că dacă tu tot timpul o să-i faci toate poftele și toate nebuniile care le dorește el, el nu o să știe, că nu o să știe unde este limita. Unde este limita? Și de ce lui trebuie atât de multe lucruri? Întotdeauna trebuie să-l întrebi. Dacă are nevoie de un lucru, pentru ce îți trebuie? Pentru ce? Deci cuvântul ăsta magic, pentru ce, întotdeauna va face un echilibru în relația părinte-copil. Dar ai fost răsfățată. Nu, eu nu am fost răsfățată. Nici în adolescență n-am fost răsfățată. Părinții mei au știut întotdeauna să dozeze, absolut, să dozeze absolut tot. Chiar și dragostea au știut să o dozeze și asta este foarte bine. Dar ai avut careva lipsuri? Ceva ți-a lipsit în copilărie? În copilărie, dacă mi-a lipsit ceva... Material, pentru că spiritual nu cred că ți-a lipsit, având ambii părinți alături, aveai atenția necesară, material, dar material... Eu niciodată nu am fost taxată pe chestii... că vreau mai multe păpuși sau vreau mai multe lucruri. Cred că așa mi-a fost educația, că întotdeauna am fost mulțumită de ceea ce am primit. Nu am fost o răsfățată și asta m-a ajutat să cresc un copil echilibrat, un copil care știe că, uite, până aici ai voie și de aici nu se mai poate. Am avut o pereche de părinți și sunt o pereche de părinți modești, tata economist, mama bibliotecară, și au știut întotdeauna să ne ofere cu dragoste, dar nu absolut tot. Totul cu limită, ca să știm să prețuim ce avem. Pentru că dacă facem o comparație în ceea ce se întâmplă astăzi și în ceea ce a fost în trecut în educația noastră puțin mai veche, este o mare diferență. Foarte mare diferență. Și ai spus tu că ai fost o fire rebelă. Și uite că această trăsătură a ta nu a dispărut, dimpotrivă, s-a amplificat, zic eu. Ești cunoscută așa, ca o fire foarte excentrică, fără inhibiții, fără careva stereotipuri. Mai rar întâlnim astfel de femei. Probabil... Părinții tăi nu te critică pentru asta, bibliotecară și economist? Cum privesc ei această stil al tău, să-i spunem așa, fel de a fi, de fapt? Tu știi, foarte mult contează pentru fete, nu atât relația cu mama, care este una fantastică a mea, cu mama mea, ci relația cu tata. Relația cu tata contează foarte mult. Și relațiile tale pe viitor, care le ai cu bărbații, sau cu un singur bărbat, cine știe, deja depinde de dorință. Contează ce relație ai avut cu tatăl tău. Eu am avut o relație formidabilă. Cu mici momente de neascultare. Am învățat de la el foarte multe lucruri. Am învățat de la el, fiind economist, cum să gestionez banii, cum să-i fac, cum să-i prețuiesc și în ce este corect să investesc. Asta este relația mea cu tata. Pe partea sentimentală, emoțională, întotdeauna mi-am dorit un bărbat ca el. Un bărbat cu verticalitate, un bărbat cu simțul umorului, un bărbat care întotdeauna îți dă libertate. Și eu întotdeauna am căutat în viața mea un bărbat care să nu-mi ia libertatea mea și să nu-mi o limiteze. Și asta vine din familie. N-am cum să mă schimb. Așa m-a crescut familia și asta datorită părinților mei. Libertatea mea este foarte importantă. Libertatea acțiunilor, libertatea de a gândi și libertatea de a mă manifesta. Așa, deci nu ai primit reproșuri la adresa ta că, uite, ai fost prea decoltată? Întotdeauna am fost încurajată. Întotdeauna am fost încurajată și criticată, ce e drept, dar nu dur. Uite, acolo ai făcut așa, dar se putea așa. Întotdeauna veneau cu variante că, uite, de ce n-ai făcut așa? Că se putea. Niciodată n-am primit reproșuri. Dar de ce ai făcut așa? Dar nu trebuia așa. Că așa e mai bine. Știi că sunt părinți foarte autoritari care își impun punctul de vedere și tu stai complexat și te uiți, Doamne, dar eu cine-s pe pământul ăsta? Și cresc copii complexați, frustrați, care nu știu ce vor. Nu știu ce vor de la viața lor. Dacă tu nu știi ce vrei de la tine, de unde tu poți să știi ce vrei de la altul?
Sunt chiar curioasă cum au reacționat ei când au văzut emisiunile tale, aparițiile tale din România, unde mergeai ca o pisică, ca o felină, unde te cuprindeai cu prezentatorii, cum au reacționat? Dar de ce n-arăți imagini? Arată imagini să vadă toți, poate nu toți au văzut. Crezi? Eu da, cred că da, toți au văzut. Au văzut toată România, toată și Moldova. Toată Moldova și toți vecinii. Draga mea, m-ai prezentat la începutul emisiunii că sunt persoana care face show. Păi asta ține de show. Și ei înțeleg asta. Cine nu înțelege, mă scuzați, n-am absolut, n-avem nicio tangență, nu ne înțelegem. Cine nu mă înțelege pe mine? Dar tot show-ul din România a fost regizat cumva? Sau a fost exprompt? A improvizat doar tu? Tot se discută cu producătorul. N-ai cum să-ți faci de cap și să... Pentru că părea anume așa, că îți faci de cap la greu. Și să scazi ratingul unei emisiuni. Misiunea ta ca și artist, să stau dreapta așa mai bine, ia, ce bine se vede. Misiunea mea ca și artist este să ridic ratingul, nu să-l scad. Și atunci se discută cu producătorul emisiunii, că el te invită, nu? Într-adevăr. Ce putem să facem ca să fie un rating senzațional? O invităm pe Diana Rotaru. Uite, aia facem și facem. Care e problema? Nu văd de ce. Dar ai fost plătită pentru asta. Tu vrei să ajungem la bani? Păi doar în acest caz, în România. Nu. La noi, mă rog, la noi nu se plătește. În Republica Moldova mai rar se plătește. Eu nu cunosc. Moldova nu cunosc că s-ar plăti la emisiuni, dar în România se achită artiștilor. Se achită în anumite emisiuni. Așa. De exemplu, în ce emisiune am fost, am gătit, s-a filmat vreo 4 zile și acolo am primit bani. Deci nu la toate emisiunile se achită prezența ta. Așa. Dar totuși, pe scenă ești într-un fel. La emisiuni TV te vedem cu totul altfel. Dar în viața ta reală, cum ești tu? Te-am văzut pe holul nostru când abia ai sosit la noi, foarte gingă, așa, atât de romantică, îmbrăcată cumva foarte vaporos. Cum ești tu, de fapt, în viața reală? La fel de excentrică? Am impresia că nu e așa. Dacă îmi dați un halat că totuși ești și niște actriță. Papuci de cameră, vă arăt eu cum sunt în viața reală și mai pun și o chestie pe cap așa și uite, asta e Diana Rotaru în condiții casnice. În viața reală sunt așa cum mă vedeți. Nu joc teatru. Sunt explozivă, sunt ambițioasă, sunt și romantică, sunt în toate felurile. De-aia foarte mulți nu mă înțeleg. Cum ești, Diana? Păi sunt așa cum vreau să fiu eu azi. Cum o să fiu mâine, nu știu. Până la urmă nu există, într-un fel, două personalități, Diana Rotaru de pe scenă și nu există două, există 100 de personalități, Diana Rotaru, scuză-mă. 100 și asta cred că este puțin. Totuși, pe cât de excentrică ești pe scenă, pe atât de discretă ești în ceea ce ține de viața ta personală. Pentru că când te-ai cununat, nu a știut nimeni. Au știut când ai postat tu fotografia aia în rochie albă de mireasă de la biserică. Și acum, la fel, ești foarte discretă. Mai rar fotografii postezi cu soțul tău și chiar sunt curioasă cum a evoluat relația voastră. Cum v-ați cunoscut și cum te-a cucerit? Pentru că, bănuiesc eu, nu e ușor să o cucerești pe Diana Rotaru, care a văzut atâția bărbați. Vai de mine, dar știi numărul? Nu e exact. Păi ai zis cuvântul atâția, bănuiesc că trebuie să știi numărul, nu? Încă nu. Fani admiratori. Îți imaginezi, nici eu nu-l știu. Bărbați care te-au curtat. Toată viața am fost curtată. E ceva normal. Și cred că asta și mi se trage de la mama. Mama la fel a făcut furori. Da, mama aia la fel este o femeie foarte frumoasă. Scaunul ăsta așa se leagănă că uit gândul. Când vine vorba de viața personală. Uite, noi ne-am cunoscut într-un cerc de prieteni, la un karaoke. Mi-a plăcut foarte mult că se pricepe la cântat, ceea ce pentru mine a fost ceva neașteptat, mai ales la Ave Maria, când a luat niște note sus, zic, Doamne, Dumnezeule, ăsta ce-i cântăresc de operă? Și am mai falsat acolo un pic și am zis că nu-i cântăresc de operă. Zic, nu, cred că e un amator. Și chiar așa a fost, un amator, căruia îi place să cânte la karaoke. Și a fost... ceva pe secundă, nici nu știu cum să redau emoția aia care s-a întâmplat, pentru că a fost așa. Dragoste la prima vedere? Ca o scânteie, a fost o scânteie, pur și simplu, când vezi persoana și zici, wow, scânteie, nu pot altfel să explic.
Pe bune, te-a cucerit de la prima întâlnire. Cum a intrat cu tine în discuție? Totuși ești o artistă și bărbații sunt așa mai timizi când văd o femeie puternică cu un nume. Păi eu ne-am cunoscut în seara aia pentru că ți-am zis că eram într-un cerc de prieteni așa comuni și am fost contactată a doua zi și invitată la cină. Eu m-am dus la întâlnire de business. El a venit la întâlnire să mă... Romantică, da. Și acolo s-a întâmplat conflictul. Că eu am venit cu calculatorul să-i prezint o idee de business pe care o dezvoltam eu în travel, da? În destinații turistice. Dar de ce ar fi el interesat? El era interesat de mine. Așa, dar de ce tu ai crezut că mergi la o întâlnire business? Pentru că așa am vrut eu, să merg la o întâlnire de business. De ce trebuie să merg la o întâlnire de... Nici de nu cucerire? Nu. Nu ți-ai imaginat că el ar vrea să te cucerească la acea întâlnire? Ei, nu mi-am imaginat, dragă. Suntem femei mature. Și oricum ți-ai luat calculatorul cu tine. Și mi-am luat calculatorul că eu trebuie să mă duc la întâlnire de business, nu? Nu mă duc aici la cucereală. Cum a evoluat? Așa, frumos. În timp. Nu deodată. Deci prima scânteie a fost așa, doar pe moment, ulterior. Prima scânteie a fost una pentru mine, nu neapărat ca să o vadă toți. A fost a mea personală, a mea intimă. Cum e soțul tău? E romantic? Nu cred că aș vrea să vorbim foarte multe lucruri despre el. De ce l-a scris? Hai să vorbim despre mine. Păi el face parte din viața ta. Corect, dar nu vreau. Dar cum ești tu lângă el? Sunt fericită. Dar ai spus că îți doreai un bărbat ca tatăl tău. Poți spune că sunt asemănări, e așa? Să știi că în timp am observat că sunt foarte multe asemănări. Într-adevăr, sunt foarte multe asemănări și nu degeaba se spune că ceea ce îți dorești, atragi. Și ai grijă ce spui, am vorbit mai devreme, nu? Când ne-am întâlnit. Ai grijă ce spui pentru că cuvintele noastre și gândurile noastre au capacitatea să ne schimbe destinul. Nu suntem un cuplu ideal, asta vreau să zic. Ne certăm ca să ne împăcăm, vorba cântecului. Și asta se întâmplă destul de des, pentru că el are o poziție, eu am o poziție. El este un om puternic și eu sunt o felină. Și atunci vânătorul întotdeauna trebuie să caute tactica de a domoli felina. Ai evitat tu să spui dacă e romantic sau nu, dar eu cred că e, pentru că a venit la tine la emisiune cu un braț de trandafiri și odată, a făcut senzație. Nu, odată. Să fii romantic, asta înseamnă măcar o dată pe săptămână să aduci un buchet de flori. Nu este romantic, de ce să mint? Nu este romantic, nu. Nu. Deloc? Este pragmatic. Dar cum te-a cerut în căsătorie? Și că tu ai acceptat și ai zis, uite, da, e bărbatul meu. A fost o idee comună, nu a fost o cerere în căsătorie. A fost o idee să o facem atât. Să vedem cum e. Pentru că și căsătoria este un test. Dacă înainte oamenii făceau chestia asta cu o anumită garanție, acum nu mai facem cu garanții căsătorii. Exact. E un test. Merge sau nu? Dar ca să îți aducă în fiecare săptămână trandafiri și nu 3 sau 5, îți trebuie bani. Tu o știi. Păi, cu ce se ocupă? Draga mea, eu știu ce vreau, adică el știe ce poate, nu? Cu ce se ocupă? Ce se ocupă? Sună-l și întreabă-l. Îmi dai numărul? Da, sigur. Dar tu ești geloasă? Nu. Absolut nu acum, deloc. Nu acum când nu este. Eu nu-l văd, de ce să fiu geloasă? Sunt geloasă că suntem împreună. Dar când cunoști că el e în companie altor femei sau sunteți într-o companie comună cu mai multe femei, ești geloasă sau ești încrezută în tine și, uite, nu există gelozia la voi în cuplu? Există încredere reciprocă, dar totuși trebuie să existe și doza de control. Mie îmi place libertatea să o primesc, eu libertatea o ofer. Asta contează, asta ține focul pasiunii, da? Când nu încep restricțiile în relație, niciodată nu le-am iubit. De comun acord, ca doi prieteni adevărați, putem să stabilim anumite lucruri. Hai să facem asta sau facem asta, facem asta. Nu întotdeauna se întâmplă să găsim numitor comun. Pentru că nu întotdeauna ne reușește. Și bănuiesc că relația de asta, și am zis mai devreme, că nu avem o relație ideală. Și nu tind să fie ideală. Noi o construim în fiecare zi. Relația se construiește în fiecare zi. Este obositor, este foarte obositor. Dar atâta timp cât există dragoste, treci peste chestiile astea. Dar dacă dragostea nu mai e, atunci nu mai are rost să stai împreună.
Ai spus tu, dar de fapt știm cu toții că ai o mulțime de admiratori care te găsesc și în trafic și oriunde ai fi. El cum reacționează la toate astea? Bănuiesc că îți scrie o mulțime de bărbați pe Instagram, pe Facebook și după concerte te așteaptă cu flori. Cum reacționează el? Se abține. Este inteligent. Dacă ar reacționa cumva... Are emoție, cumva? Dar știe să o controleze. Și asta contează mult. Niciodată nu... Eu întotdeauna am fugit de relațiile toxice. În special unde vine vorba de gelozie. Urăsc relațiile în care... Cineva e posesiv. Cineva este posesiv. Nu ai cum, nu ai cum, că nu m-ai născut tu. Nu mi-ai dat tu mie viață ca să-mi spui tu mie ce trebuie să fac. Nu mi-ai dat mie viață. Mama mea și tatăl meu poate să-mi spună ce e bine și ce e rău. Iar noi doi trebuie să găsim numitorul comun la ce e bine sau ce nu. Și aici contează foarte mult relația de prietenie între două persoane. Dacă nu există relație de prietenie, nu există relație. Dar ai avut o experiență de astfel de relație în care partenerul era posesiv? Da. Relație toxică am avut. De asta știu ce înseamnă o relație toxică. Eu am plecat din astfel de relație. Cum a fost? Și n-a fost numai odată. Cum se manifesta asta? Pentru că multe femei, multe femei trăiesc cu astfel de relație și nici măcar nu bănuiesc că relația lor e toxică. Ca să le dăm un exemplu, cum este o relație toxică din care trebuie să pleci? Nu, ele nu că nu bănuiesc. Ele suferă în tăcere. Se complac. Și le este frică să plece din astfel de relație. Cu siguranță foarte multe femei vor să facă pasul de a pleca, dar nu mai pot. Pentru că sunt anumite lucruri de care tu ești răspunzător. Dacă tu ai intrat în această relație, trebuie să o duci până unde poți. Dar dacă nu mai poți, rupe-o. Sunt de obicei relații în care sunt implicați copiii, da? Noi nu avem copii, dar sunt relații unde sunt copiii. Și atunci foarte mulți, de dragul copiilor, nu renunță la relație. Și în general foarte multe femei suferă atunci când sunt abuzate. Dar cum arată o relație toxică pentru tine? O relație abuzivă. O relație în care unul este victima, jertva, și celălalt este fraierul, este... sau fraiera, că sunt și femei foarte geloase. Adică n-am ce să spun. Nu acuz, Doamne ferește, doar bărbații de astfel de emoții. Sunt foarte multe femei geloase. Și mi s-a întâmplat foarte des atunci când mergeam la evenimente, la petreceri nunți, petreceri corporative, să fiu gelozată de femei, nu atât de bărbați. Să fiu admirată de bărbați și gelozată de femei, da? În acest context, te întrebai prietene? Foarte multe. Crezi în prietenia foarte dintre femei? Foarte multe amice și prietene câteva. Care nu te invidiază? Păi le-am testat, dragă. Și cum le-ai testat? Tu crezi că eu prietenesc așa, că ne place, prietenim pentru că avem interese comune, prietenim pentru că ne place să petrecem timpul împreună, prietenim pentru că avem de făcut ceva împreună, un business sau alte chestii. Deci prietenia trebuie să aibă și ea un fundament. Nu poți să prietenești de dragul. Uau, de ce bună prietenă mi ești. Ok, unde este fundamentul? Unde este fundamentul ca să vezi randamentul? Dar cum le-ai testat? Care sunt testele prieteniei? Prin anumite situații. Acum nu o să deschid eu toate parantezele, că se uită. Se uită prietenile. Dar bărbații, cum testezi bărbații? Aici este mai complicată treaba. La femei testele sunt mai ușoare, la bărbați sunt mai serioase. În timp doar le observi. Da, 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 da. La un interviu, apropo, tot la emisiunea noastră Telemagazin, ai spus cândva că dorești să înveți femeile sexualitate. Da. Cum să se comporte cu bărbații, cum să obțină ce-și doresc de la ei. Așa. Uite, ai implementat această idee. Dar când am zis eu asta? Eu nu țin minte. Ai zis. Unde am zis asta? Ai zis încă în pandemie. Nu e adevărat că îți doreai să înveți femeile sexualitate, să le oferi sfaturi? Mi-aduc aminte așa ceva. Poate eram beată. Nu erai beată. Dar, ok, poate ai uitat. A fost o idee de moment, poate, care ți-a venit în cadrul interviului. Probabil. Și am zis, poate într-un story sau într-un interviu, dar asta... O idee așa, expromptă. A fost o idee, okay. Da, nu neapărat. Dar dacă să o implementezi, ai putea să înveți femeile sexualitate? Să le dai aș putea să sfaturi le învăț... pentru a-și îmbunătăți relația de cuplu? Sau cum să fie încrezute în sine? Da, am experiență în acest domeniu, aș putea, dar niciodată nu dau un sfat dacă nu mi se cere. Așa, deci atâta timp cât nu mi se cere, nu dau. Dar dacă cineva va avea nevoie de sfatul meu, poftim, sunt la dispoziție. Cere și se va da. Apropo, la acest subiect,
Cum menții tu pasiunea în cuplu? Te întreb acum, pentru că sunteți tineri, focoși și iată că e ziua îndrăgostiților și e un subiect de actualitate. Pentru multe cupluri poate le oferi tu sfaturi, dacă vorbim de sexualitate și pasiunea. Îmi place să vorbesc astăzi cu tine. Și mie îmi place. Mai ales că nu suntem singure, uite câți operatori în jurul nostru. Și bărbații îndeosebi sunt curioși. Da. Draga mea, chimia ori este, ori nu-i. Dar dacă dispare brusc, nu o mai poți reînvia? Recăpăta, nu știu. Dacă s-a dus... Caută în altă parte. Chimia ori este, ori nu-i. Cum s-o menții? Cum? Eu nu știu cum s-o menții. Păi uite, sexologii recomandă să faceți careva experimente, nu știu, să jucării sexuale, tot felul de experimente din astea. A, tu vrei să ajungem la jucării? Dacă am acasă jucării, păi zi-o, dragă, da, am jucării! Da, sunt. Eu nu știam de metodele tu care vă ajută. Mă iei așa, voilà, tu zi, ai jucării sau nu? De fapt, nu asta era întrebarea. Dar ok. Da, ne place. Dar asta nu înseamnă că menține pasiunea dintre nu noi. Nu asta e. Pasiunea noastră uneori este intensificată de ceartă. Și după aia să vezi așa de pasională dragostea, nu-ți imaginezi, nu știu cum e la alții. Uite, la noi e așa, pentru că noi suntem foarte emoționali. Dar care sunt motivele de ceartă dintre voi doi? Care ar putea fi? Ele nu sunt, eu le inventez. Da. Tu ești expulsivă. Eu sunt provocatorul în familie. Eu. Eu provoc. Și cum face față el acestor provocări? Nu face față. Nu face față. Nu face ridică față. Mâinile și atât. Nu face față. Și eu zic, răspunde, pentru că astfel se nasc emoții noi. Nu? Vai, cât de frumos povestești despre relația voastră, chimia voastră. Păi, dar te plictisești, dragă, în fiecare zi de rutină. Hai să facem unul și același lucru, te plictisești. Și atunci, dacă nu vii tu cu niște provocări, cu niște jucării, cum spuneai tu mai devreme, sau cu niște focuri de artificii, unde este chimia, unde este pasiunea, ea dispare, pur și simplu, rutina te mănâncă. Îți mănâncă energia, serviciul îți mănâncă energia, copiii îți mănâncă energia și nu-ți mai rămâne energie pentru partener. Dacă ești atât de excentrică, nu știu, n-ajungeți la bătaie? Cu zgâria pe față Felina... sau cu zgâria pe spate? Și? La nu pumn să nu se ajungă? Doar pot să-ți arăt cam unghii. Așa, în detalii nu intrăm. Ok, poate sunt proaspăt făcute și... Na. Încerci tu să scoți din mine tot, dar nu-ți dau eu chiar tot. Uite, au fost foarte multe bârfe și acum mi se par așa niște glume când aud cum povestești tu despre relația voastră, că v-ați despărțit, că nu știu mai ce. Da, ne-am despărțit și ne-am împăcat înapoi. Și așa. Ce? E ceva normal? Deci, de ce s-a întâmplat asta? Păi s-a întâmplat că a fost momentul în care pur și simplu era prăpastia. Și atunci, dar cum ai depășit? Cade, cineva renaște. Dar cum ați depășit situația? Cum v-ați... Păi, situația se depășește doar prin iertare. Dacă nu ierți, nu depășești. Cine a iertat? Cred că a fost din partea ambilor. Și de obicei în cupluri așa se întâmplă, că dacă celălalt nu iartă, nu te mai împaci, adică nu mai revii. Dar ce a trebuit de iertat? Lipsă de atenție, infidelitate, nu știu. Nu neapărat. Au fost unele momente care s-au acumulat în timp. Aceeași rutină? Nu au fost de moment, da. Sunt chestii care se acumulează în timp. Și explodezi. Și atunci când explodezi, e mai bine să fugi. Înțelegi? Ori faci o pauză în relație. Și acea pauză se numește despărțire de scurtă durată. Și a fost benefică pentru voi dacă v-ați cuplat din nou? Da, îți dai seama, da. Dar ce crezi despre infidelitatea în cuplu? Trebuie iertată? Poate fi iertată, de fapt, sau nu? Tu știi, aici este cu două capete, pentru că îți dau cele două variante. Una, ai iertat, el sau ea a conștientizat și nu o mai face. Nu o mai face pentru că și-a dat seama că în acest caz suferiți amândoi. Altă fază este, ai iertat... Și iar a iertat, și iar a iertat, dar persoana tot merge și merge mai departe în infidelitate. Tu ai putea ierta infidelitatea? A fi femeie puternică înseamnă a ierta infidelitatea. Dar ai putea tu fi infidelă? Da. Și crezi că ți-ar ierta-o?
Depinde. Nu pot să răspund pentru faptele altor oameni, mai ales pentru faptele partenerului. Asta... Eu pot să răspund doar pentru faptele mele. Asta face parte din categoria relațiilor toxice, când ambii se... nu sunt fideli unui altuia? Nu, asta face parte din categoria hai să văd ce o să fie. Că doar oamenii pleacă din curiozitate, nu neapărat din nemulțumirea de relație. Foarte mulți pleacă din curiozitate. Uite, băi, ar fi ceva interesant. Nu neapărat că suferi tu în relație și vrei să te duci să fii infidel, că ai găsit pe altcineva sau infidelă, că cineva ți-a dat mai multe flori decât soțul tău. Și dacă... Foarte mulți o fac din curiozitate. Femeia sau bărbatul a făcut-o odată, a făcut, s-a întâmplat gradul de comparație, cum e cu aia și cum e cu așa, și nu mai vrea să revină. Da. Altul o face și revine înapoi. O face și iar revine și iar și iar și iar și așa jumătate de viață. Mi-a apărut o altă întrebare. De ce totuși ascunzi relația de ochii lumii, dacă tot ești atât de excentrică și chiar nu îmi faci parte din categoria femeilor care cred în superstiții și în ochiul rău? Nu cred că asta e motivul. Ce te-ar face să ascunzi relația? Probabil experiența pe care a avut-o Jennifer Lopez și Ben Affleck. Dacă ții minte, despărțirea lor a fost din cauza mass mediei, din cauza oamenilor, din cauza că și-au expus prea mult iubirea. Ori iubirea iubește tăcere. Iubirea nu iubește să fie expusă. Pentru că cei care nu iubesc sau în viața lor n-au fost fericiți sau au fost nefericiți, fără ca să-și dea seama, o să-ți transmită un gând rău. Și nu e vorba doar de un gând rău, e vorba de sute de gânduri rele. Și atunci iubirea ta se face praf. Și cel mai bine e să iubești în tăcere. Să nu expui, vai, ce fericiți suntem, poze din pat sau poze de la restaurant. Ok, expuneți, e treaba voastră ce faceți. Dar există riscul. Și pun 3 puncte de suspensie. O să pun și eu 3 puncte de suspensie și trec la un alt subiect. Ai spus că îți iubești foarte mult nepotul. Și te-am văzut așa grijulie și foarte călduroasă când vorbești despre el. Dar la copiii tăi, la copiii voștri, vă gândiți? Planificați? Păi nu ne gândim, noi îi facem în fiecare zi. Și încă nu am auzit vestea cea mare? Păi, draga mea, procesul este foarte plăcut, dar acum Dumnezeu decide când se va întâmpla. Deocamdată nu ați reușit. Dar noi muncim. Așa. Fiecare zi. Așteptăm. Așteptați. În fiecare zi. Da. Ne place. Mai spune că și de 3 ori pe zi și încheiem subiectul. De 3 ori pe zi e prea exagerat, dragă. Nu, de 3 ori pe zi mănânc. Există o diferență, nu totuși. Ăsta este un corp sănătos, nu este un robot. Unde să apeși pe telecomandă și să facă ce vrei tu. Sunt multe cupluri care încearcă să planifice anume din considerentul pentru a ghici sexul copilului. Vor băiat... Am auzit, da. Vor băiat și fac sex în vinerea. Așa, doar, da, de exemplu. Da. E vineri, apropo. Da, e vineri. Astăzi, da, trebuie să-l concep. Iar. Ce crezi despre asta? Ce cred despre asta? E ceva normal. Uite, chiar am doamne, prietene în ginecologie, care activează în ginecologie de ani de zile și mi-au spus, Diana, dacă vrei, uite, facem o programare, facem asta și există probabilitatea că dacă vrei fetiță, să fie fetiță, dar există probabilitatea că dacă vrei fetiță să fie băiat. Nimeni nu-ți dă nicio garanție. Exact. Deci, asta este. În rest, cu programările, eu pot să-mi programez ziua, pot să-mi programez timpul, eu nu pot să-mi programez copilul. Când o să fie, atunci o să fie. Dar ce-ți dorești, un băiat sau o fetiță? Păi să fie ce vrea Dumnezeu. Eu iubesc foarte mulți copii, foarte mult copii. Ce-o vrea Dumnezeu să fie? Cum crezi? Te vei schimba după ce vei deveni mamă? Mă voi schimba? Uite, m-a întrebat, mi-a zis o prietenă, nu vrei să vii la mine să stai o zi cu copilul și o să vezi cât de mult schimbă copilul o femeie, da? Și timpul ei și în general. Zic, draga mea, nu vin, că am cu cine să stau. Stau cu bebele, surioare mele, știu cum e. Dar depinde foarte mult de femeie în general, pentru că sunt foarte multe femei care se lenevesc sau se obosesc prea mult și nu-și mai fac timp sau efectiv nu reușesc în altă parte să ajungă sau să facă alte chestii, dar sunt femei care sunt niște albinuțe și reușesc și cu copilul
Și acolo, și acolo, și acolo. Uite la familia Cârnați, da? Da, a fost Marina la noi la interviu. Sunt un exemplu, deci eu admir pe Marina și pe soțul ei. Au 8 copii. Deci dacă ei reușesc, crede-mă că se poate. Sunt un cuplu model, după care foarte mulți poate să se ghideze. Și n-ai cum să te plângi că ai un copil și nu reușești. Reușești, dacă vrei. Tu, să înțeleg că ai și un rol de bună pentru finanțul tău, mai stai cu el. Dragă, sunt o bună, dar sunt o bună gratis. Nu iau bani pentru asta de la sora mea, pentru că mi-este foarte dragă și foarte scumpă. Dar ce activități ai cu finuțul? Oh, păi el se joacă cu mașinelele. Cum deschide o carte să-i citesc acolo ceva despre căprioare, iepurași și tigrișori? Zice, da, Nana, se pune la mine în braț, ascultă, gata. El se plictisește foarte repede. Zic, mamă, parcă l-am născut eu. Deci eu atât de repede mă plictisesc de anumite lucruri, de aia și ți-am zis că în relație sunt o provocatoare. Că mă plictisesc. Și când mă plictisesc, gata. Ai grijă, fugi. Deci la fel e cu nepoțelul. Ne jucăm mai mult cu mașinuțele. Deci are o colecție de mașinuțe, de roboței, de ninzea, sau cum se mai numesc, de animăluțe. Și mi le prezintă și mi-arată, uite, ăsta este Leo. Și noi repetăm, învățăm culorile, învățăm cifrele, facem Lego, figurile geometrice, pătrățel, triunghi, paralelipiped, ce mai este acolo. Și eu le-am uitat aproape pe toate. Dar ești generoasă cu el, îi faci cadouri scumpe finuțului? Nu neapărat scumpe. Pentru că valoarea unui cadou nu este în prețul lui, fie că este 10 lei sau că este 100 de lei. Valoarea unui cadou este dragostea cu care tu dăruiești acel cadou. Poate fi simbolic orice, într-o zi ceva mai prețios, mă refer financiar, într-o zi puțin mai prețios, dar asta nu înseamnă că nu este cadou, este aceeași emoție. Emoția nu te întreabă cât ai dat, 100 sau 10, 100 de mii sau 1 milion. Este emoția pură, ea nu se vinde și nu se cumpără. Dar în viața de zi cu zi, ești o fire zgârcită, să-i spunem așa? Cheltui mult? Ești risipitoare sau cruzi buzunarul? Sunt risipitoare. Sunt doar risipitoare. Ți-am zis că am în garderobă. Pe ce cheltui cei mai mulți bani? Deci sunt nebună la shopping. Am cheltuit pe haine atât de mulți bani și acum mă uit la ele și zic, Doamne, când o să le port? Și sunt risipitoare. Dar tatăl meu mereu îmi zice, economistul familiei, zice, pune acolo la ciorap. Pune la ciorap că tot timpul trebuie să fie bani de rezervă. Până atunci, câte perechi de pantofi ai? Wow! Dar nu vrei să vii să filmezi odată? Vreau. Sunt foarte multe perechi de pantofi. Ăștia sunt cei mai incomozi pantofi pe care eu îi am. De-aia, dacă vezi, nu merg în ei, pur și simplu stau așezat. Ăștia sunt cumpărați pentru culoare. Alți pantofi sunt cumpărați pentru comoditate. Alți pantofi sunt cumpărați pentru că strălucesc și sunt cu cristale Swarovski. Deci eu sunt pasionată în general de shopping și întotdeauna cheltui poate uneori pe lucruri inutile, dar shoppingul e în sânge. Așa suntem noi femeile. Da, așa este. Care e cea mai scumpă piesă vestimentară și preferata ta din garderobă? Cred că este blana. Da, cea mai scumpă piesă din garderobă este o blană. Lungă, frumoasă. Gen, nu faci parte din categoria femeilor care au renunțat la blănuri, sunt eco și cruța animalele. Preferi blănurile, să înțeleg. Da, eu iubesc, mă declar o iubitoare a animalelor și le port pe mine. Dar pantofi, care sunt preferații tăi? Toți pantofii sunt din piele. Pentru că este mult mai sănătos și... Pentru tine? Pentru mine. Și mă ajută să mă deplasez, să nu transpir, să merg mult pe jos. Deci încălțămintea din piele este cea mai comodă încălțăminte pe care o recomand. Și cea din pânză, poate, mai ales cea de vară, din pânză, la fel este foarte comodă. Important să respire talpa piciorului. Uite, acum tu moderezi o emisiune în care se și gătește. Da. Descoaseți vedete, pe gătiți, tocuri. Pe tocuri înalte. Dar acasă gătești? Ce fel de gospodină ești? Doamne! Sunt cea mai bună gospodină din țara asta.
Faci sarmale? Jur că eu gătesc foarte gustos. Și poate nu să confirme familia mea. Jur, deci n-am de ce să te mint, chiar deloc. Oamenii de acasă o să înțeleagă că Diana Rotaru este o fire sinceră. Așa cum sunt eu, sunt sinceră. Spun transparent lucrurilor și spun direct. Da, sunt gospodină. Nu-mi place să lucrez cu aluatul. În rest, sunt cea mai bună gospodină. Dar ce îți reușește cel mai bine să gătești? Borșul. Am făcut un borș de varză roșie. A fost prima mea experiență cu varza roșie. Am făcut un borș cu fasole, cu tot felul de morcovel, dovlecel. Deci mai mult o supă dietică, ca să spunem așa. Cu brocoli, conopit. Deci arunci acolo tot ce ai în frigider. Ok, fără carne. Altceva sunt ardei umpluți cu orez și cu cărniță sau fără cărniță dacă ești în post și dacă ții postul. Deci iepure nu fac la cuptor, că n-am cuptor acasă, nu mi-am cumpărat cuptor. Am instalat un mobilier nou fără cuptor și mereu fac la ceaun sau la tigaie. Dar ce nu-ți reușește? Uite, ai spus că aluatul... Nu pot, mi se încleie, nu mă descurc cu aluatul deloc. Și eu sunt foarte răbdătoare, adică dacă trebuie, pot să mă chinui cu aluatul ăla o oră, două, dar nu-mi place. Bărbaților le plac plăcintele colțunașii? Să-și cumpere. A, câtea sunt la magazine. Dragi, nu mai chinuiți femeile de acasă. Cumpărați-vă plăcinte dacă vreți plăcinte. Uite, tatăl meu atât de tare o iubește pe mama mea că nu pune la în fața la aluatului. Craciță. Își cumpără plăcinte. El iubește plăcintele cu asta galbene, dovleac sau bostan. Da, da, tot da, timpul da, le încurc. Cu dovleac. Plăcinta cu dovleac, plăcinta cu vișină. Este pur și simplu nebunii după astfel de plăcinte. Dar cine și te-a mama învățat? Este scutită să mai umble cu aluatul. Cine te-a învățat să gătești atât de bine? Mama. Mama este îngerul meu păzitor, este Doamne, este Dumnezeu. Este sufletul nostru, sufletul familiei, este persoana care întotdeauna ne-a ajutat, ne-a ghidat, ne-a protejat, este o leoaică adevărată și tare-mi iubesc părinții. Dacă tot ești atât de excentrică și faci atât de bine show, te pricepi la asta atât de bine, hai spune ce ne așteaptă în viitor, ce planuri ai, ce visuri vrei să-ți realizezi? Stai că trebuie să discut telepatic cu Vanga. Trebuie să mă conectez. Ai văzut emisiunile astea pe YouTube? Подождите, сейчас будет переключение с этой, как, с другим миром. Trebuie să fac conexiunea cu altă lume și să-ți spun ce planuri am. Poate un show. Dar n-am primit niciun răspuns încă. Poate un show TV doar cu tine. Ei, doar cu mine. Eu de mine m-am săturat. Da, păi oamenii. Diana, asta e peste tot. Și acolo, și acolo, și acolo. Aia stâmpăr, fată dragă, mă întreabă unele doamne, știi, pe stradă când ne mai cunoaștem. Aia stâmpăr, nu te mai liniștești, mai faci tu un copchil. Doi copchii, dar eu zic, Doamne, mulțumesc că vă faceți griji pentru mine. Dar eu aștept copilul să mă aleagă. Copiii te aleg, nu tu pe ei. Care sunt visurile tale nerealizate, dacă ai astfel de visuri? Da, eu toată viața visez, sunt o visătoare, chiar uneori visez cu ochii deschiși. Adică, din punctul ăsta de vedere, cred că n-am concurență. Sunt o visătoare și visez să trăiesc, nu 60, 100 de ani, 300 de ani, așa ca cioara, știi, să mă țină minte toată lumea. Dar nu întotdeauna se împlinește ceea ce vrem. Asta glumind, da? Dar dacă e să o luăm la serios... eu îmi doresc foarte mult să trăiesc la malul mării. Sunt pur și simplu pasionată de acea liniște și acea armonie pe care o ți-o dă marea. Nu muntele, nu. Să n-aud de munte, că când aud, hai la schiat, hai să-ți rup picioarele, eu zic, nu, eu nu merg nicăieri, duceți-vă voi, eu stau acasă. Eu sunt cu marea. Ador pur și simplu marea, deci... Atunci când merg la mare, eu mă liniștesc, eu mă calmez. Eu sunt așa într-o căutare, da? A dorințelor, a viselor. Atunci eu pot să fiu într-o armonie totală, într-o meditație în care nu am nevoie absolut de nimeni. Doar eu și Dumnezeu. Iată că Diana Rotaru are nevoie de liniște. Aș vrea să am o casă la mare sau acolo un cuibușor.
Așa să fie. Da, asta chiar mi-aș dori. În rest, fie ce-o fi, că până la urmă ai văzut în pandemia asta, atât de multe poți să-ți dorești și mâine poți să nu mai fii? Pur și simplu să nu mai fii. Ți-ai pus vreodată întrebarea ce-ar fi dacă mâine n-aș mai fi? Cât de frumos sună și cât de tragic. Dar te gândești la moarte, la astfel de gânduri? Nu, dar moartea nu mă sperie. Adică eu nu sunt genul de om care să mă sperie moartea. Moartea este pur și simplu o transformare. Ai ieșit din corp, ai plecat mai departe. Am prieteni care mi-au povestit despre ieșirile lor din corpul fizic. Este o chestie la care trebuie să te uiți foarte simplu, mai ales dacă citești Biblia și ești aproape de credință. Tu să înțelegi care este scopul și rostul tău pe pământ. Că scopul meu poate o fi ăsta cu marea și cu vila, dar de fapt misiunea mea pe acest pământ este alta. Nu să-mi cumpăr mașini, nu să-mi cumpăr vilă, nu să port diamante. Nu ăsta este scopul meu. Asta sunt niște artificii, niște ca să fiu un rând cu lumea, știi? Mai ales că dacă ești artist, trebuie să corespunzi anumitor criterii. Eu am altă misiune pe acest pământ. Și ai aflat-o deja? Da, la un numerolog. Care e el? Scopul. M-am împrietenit cu Al Anton. Este numerolog și psiholog. Și am devenit prietene de la prima întâlnire. La fel a fost, uite, simpatia asta reciprocă, că nu există doar între femei și bărbați. Există și între femei, femeie și bărbat-bărbat. Vorbim de simpatie, de... mai înțeles, da? Ok. Și i-am dat cifrele, codul meu numeric personal. Și zic, ce zic cifrele? Pentru că nici cifrele astea nu sunt degeaba, matematica, da? Există o misiune a lor, o misiune a cifrelor. Și zice, Diana, codul tău numeric personal și tu ai o misiune foarte importantă. Zic, care? Zim să văd dacă am conștientizat-o. Că foarte multe lucruri pot să nu le conștientizezi dacă nu ți le spune cineva. Un psiholog sau un numerolog, sau dacă mergi la ghicit în palmă, nu neapărat ghicit, dar urmărit în palmă, sau... Sunt chestii care țin de niște științe. Iar aceste științe au fost direct cu implicarea oamenilor, s-au dezvoltat cu implicarea oamenilor. N-ai cum să nu crezi în așa ceva. Sunt niște științe. Dar care e misiunea ta? Ce ți-a spus numerologul? Scumpa mea, asta este doar a mea misiunea și doar pentru mine o țin. Dar ai conștientizat-o? Ești de acord cu ce ți-a spus? Da. Ești religioasă? Da. Ai citit Biblia? Biblia nu am citit-o. Biblia a citit-o mama mea timp de un an. Mama mea a citit Biblia și mi-a spus că este foarte greu pentru că sunt anumite ispite. Sau sună telefonul, sau, adică, bine, sunt niște momente, da? Dar a citit-o timp de un an ca să o înțeleagă, pentru că nu este deloc simplu și ușor. La o anumită vârstă. Poate eu aș citi-o mai repede. Dar părinții mei au și ei o vârstă respectuoasă și atunci trebuie să o iau ușor. I-am spus, mami, lejer, o citești și îmi povestești. Dar cum se împacă cititul în palme și cu religia? Sunt lucruri cumva contradictorii. Dar... Eu nu pot să judec. Nu sunt eu persoana care să spună că așa e bine sau așa e rău. Eu sunt persoana deschisă pentru absolut toate științele lumii. Absolut. De ce să fiu închisă? Studiez și aia. Am citit cărți religioase scrise de călugări, scrise de oameni luminați, da? De oameni foarte, foarte credincioși. Foarte multe lucruri interesante am descoperit acolo, ce țin de spiritualitate. Am citit cărți de psihologie. Foarte multe lucruri am descoperit, ce țin de mintea noastră, da? Așa, de subconștient, de intuiția noastră, că erau perioade când nu mi-ascultam intuiția sau subconștientul. Și am citit cartea și m-am echilibrat. Tot timpul trebuie să asculți ceea ce auzi în interiorul tău sau ceea ce simte sufletul tău. Dar la biserică mergi? Da, mergem. Cu familia și nu doar de sărbători. Îl salut pe Părintele Nectarie, îl salut pe toți prietenii mei, familia, toți cei care sunt în inima mea, ei știu că eu îi iubesc. Și datorită Părintelui Nectarie, foarte tare m-am apropiat de Dumnezeu și mai mult decât era. Fit Start. Mai gustos, mai sănătos.
Diana, dacă tot ai spus că nu stai bine deloc cu aluatul, am pregătit eu un coș pentru tine. De ce care asta? Sunt înlocuitori pentru pâine. Gusteri sănătoase, crocante, care îți pot înlocui pâinea. Poți face și tartine și pur și simplu așa să le mănânci. Sunt o gustare... Sunt ca bruschete, da? Nu chiar. Sunt ca bruschetele, uite, dar că poți să pui deasupra, poți să pui chestii din astea. Vai, dar ce mișto sunt! Deci pur și simplu ai ghicit exact ce-mi trebuie mie. Mulțumesc. Uite, poftă bună. E pentru tine, iubitul tău și toată familia ta. Mersi, dragă, dar așa mă bucur că m-ai ridicat în picioare, ca să vadă lumea că am venit de fapt în pantalon scurt și nu în chilot, înțelegi? N-am venit în chiloți la emisiunea asta, că acolo mă uitam și zic, Doamne, dar ce s-a ridicat? Crede-mă că toți nu se uitau la șorții tăi, dar se uitau la picioare și deci, în altă... am venit așa, cum îmi place mie și vouă. Mersi, mersi foarte mult, chiar mi-a făcut plăcere să discut cu tine. Știi, eu te urmăream și cum l-ai descusut și pe Igor Cuciuc și cum ai descusut colegii mei. O și cum crezi, mi-a reușit. O faci bine. Mulțumesc frumos. Fă mai departe, eu îți doresc mult succes. Mulțumesc frumos, Diana, mersi pentru acest interviu sincer și le mulțumesc și partenerilor noștri, datorită cărora putem realiza aceste interviuri de suflet. Fit Start. Mai gustos, mai sănătos.